Bună, Silvia! Fetele! Fetele ca fetele vorbesc în baie. Când se machiază, ele nu pot să tacă, să se concentreze pe machiaj. Vorbesc, bârfesc, bine, bârfe nevinovate, ca toată lumea. Toți facem. Deci, Denisa și Sabrina nu se plac și se atacă reciproc din cauza că amândouă îl plac pe Dima. Și Irina, ea crede că e îndrăgostită de Andrei după o cină romantică, să spunem, împreună, începe ea, mai ales după declarația că ar fi preferat-o pe Andreea dacă era mai mare, acum zice că e îndrăgostită, așa crede ea, dar eu nu cred, na, nu de Andrei, doar de locul lui din top și cântă melodii de dragoste. Hai să spunem că o credem. Eu să spun că o cred, ca să nu deranjez pe Fanie în cazgare. Băieții au primit flori. Ca să dea la fete, fiecare care au primit, ne-au primit toți. Am văzut și de flori foarte frumoase acolo în bucătărie la ei, pe măsuța aia, foarte frumoase. Băieții erau emoționați, agitați. Așteptau la fete ca să le dea florile fiecare. Frumos! Și în emisiunea noastră băieții primeau flori, dar primeau câte una. Se le dea la fata care îi place, bineînțeles. Sau pe care o simpatizează, nu neapărat s-o vrea de soție sau logodnică. Și afară pe terasă vorbea, sau afară, sau în bucătărie, nu mai știu, că nu-i mai acum, au modificat, s-a modificat și terasa și bucătăria și afară, acolo, holul ăla, unde ziceam eu, colțul bârfelor, am văzut, a făcut mai frumos acum. La noi nu era așa frumos, chiar nu era, era mai, nu știu, ponosit, așa aș spune, poate vechi. Dar acum am văzut că au pus fotolii noi tot și chiar îmi place cum arată. Și Carmina cu Sabrina și cu Andreea vorbeau că le lipsesc telefoanele, Facebook-ul, Instagram-ul, că să posteze, zicea una, parcă Carmina sau Sabrina, nu contează, că ea gătește și ia să mâncare așa de frumoasă și vrea să o posteze. Am mai văzut pe Facebook și nu doar, că sunt oameni care postează mâncarea. Eu nu postez mâncarea. Pentru că cine s-ar uita la o mâncare vegană, cum am eu, nimeni, nu interesantă, dar am făcut-o acum vreo 2 ani, nu 2 ani, acum 2 ani nu eram, de Paște, 3 ani cred că, da. Am postat farfuria cu ouă, sticla de vin și prăjituri și ceva mâncare, dar mâncarea era vegan, nu era miel, nu era nimic, ouă roșii, da, să știți că nu le-am mâncat. Le-am luat de la un supermarket, făcute gata, eu nu mă apuc să vopsesc la ouă acum, sub nicio formă, doar în țară când aveam copii mici acum, nu? Și după ce le-am aruncat, bineînțeles, cine mănâncă ouă vopsit la supermarket. Mai ales eu care sunt vegan și nu folosesc. Dar multe lume postează mâncarea. E frumos și asta. E frumos să postezi. Dacă ai ce posta, dacă ai o mâncare așa frumoasă, aranjată pe un platou, pe ceva, pui un buchet de flori sau, eu știu, o sticlă de vin, o cafea și postezi. Da, chiar am văzut. Dar eu ce să postez? Nimica. Ceva foarte interesant în casa băieților. Mie mi s-a părut comic, să știți. Andrei, plângăciosul, pentru că nu îl plac doar din cauza asta că e plângăcios și se victimizează, rest am nimic cu el, rest e ok. A pierdut cu sonul, dar nu știu de ce. La început, acum iar fac o paranteză cu sezonul 2, și noi aveam, era rotund așa și scria numele, dar l-am ținut vreo 2 săptămâni, cred că, dacă l-am ținut o lună numai, l-am aruncat ce... Asta era ca să știe cum ne cheamă la început. După aia s-a obișnuit cu noi. Dar ce-mi trebuie să... Și acum l-am, să știți, l-am pe undeva. Andrei începe să caute cu sonul. Și toți îi dădeau sfaturi. Caută-l în coșul de gunoi, caută-l în baie, a început să-l caute. A plecat și Bogdan, parcă... Dar... Bogdan. Bogdan stătea și se distra. Făcea că pentru el e o distracție. Bogdan acesta, n-am prea vorbit de el așa mult, pentru că, sincer, nu-mi prea face plăcerea să vorbesc de el. Din cauza că e foarte vulgar.
cum a spus și doamna Simona, că a creștit misiunea. Da. Și când a... o imita ca un papagal. Așa că spunea, stai că nu știu ce, zice, eu stau, tu pleci. S-ar putea să fie printre primii când o să înceapă eliminările la băieți, să fie trimise la casă el și cu... cu acesta, cum îl cheamă, care are copil, Roberto. Roberto e un băiat ok. Asta e, cu copilul. Marele semn de întrebare, am văzut că a trimis mesaj, a plâns. El poate în sinea lui, în sufletul lui, așa să creadă că e a lui. Dar până la proba contrare nu putem spune nimic. Dar să revenim la Andrei, el căuta disperate cu sonul peste tot, s-a mai oferit unul să-l ajute, parcă Roberto, nu mai știu. Și Bogdan acesta dădea înainte, dar au vorbit ceva foarte vulgar și a amestecat-o și pe Cătălina. Dima, nu doar el a fost primul, au sărit toți pe el. De ce amesteci fata? Că el spunea în emisiune, dai mine, dau tine, dar nu e așa, mă ataci de atac, nu e. Cătălina chiar nu avea niciun amestec în cearta lor, nici măcar nu era acolo. O, vulgar băiat, nu apreciez vulgaritatea, să știți. Poate câteodată cineva te enervează, te face să înjuri, dar nu mereu, în continuu. E urât, vom vedea că nu o să înceapă cu eliminările, chiar vom vedea, chiar sunt curioasă. Iar Hatice a fost invitată să vorbească de viața ei, a început să plângă. Mie mi s-a părut teatral toată asta, mi s-a părut foarte teatral. Plângi că nu a crescut cu tată. Nici copiii mei n-au crescut cu tată, să știți. El a plecat, a ales să plece cu altă femeie, asta e. Se întâmplă multora. Dar asta nu e chiar așa important, zicea că... tata e musulman turc și că a crescut în România, în Turcia și apoi a plecat 12 ani, parcă în Italia, la mama ei. Dar ce a fost interesant de relațiile care le-a avut ea, i-a avut niște relații foarte toxice, a luat și bătaie, nu le înțeleg pe fetele astea, tinere, stai într-o relație toxică cu albanezi, cu nu știu mai ce, de străini, nu. Nu că românii ar fi niște sfinți, nu. Dar... nu mi-a plăcut. Și vorbea Cătălina că îl place pe Mihai fizic, că arată bine. Asta e problema ei, dacă îl place. Și când a fost Andreea la băieți invitată la cine, a fost să merge să fie și ziua tatălui lui Dima, au discutat. Ce altceva să facă? Și i-au cântat toți la mulți ani. Cam asta a fost. Vă rog să vă abonați la canalul meu. Apăsați clopoțelul, să dați like și share. La revedere!